Preiubiții mei, haideți să deschidem și pentru seara aceasta din nou Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei. Vom citi din capitolul 7 două versete, respectiv versetul 13 și versetul 14, pagina în Scriptură 930. Să ascultăm acest cunoscut și frumos cuvânt pe care chiar Domnul Iisus Hristos l-a proclamat. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțin sunt cei ce o află. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Preiubiți frați, surori, prieteni, mă bucur foarte mult să revin în Bistrița, în Biserica Sfânta Treime. Vin întotdeauna cu drag. Iubesc biserica, pe frați, surori și pe toți care fac parte din această biserică și sigur, așa cum am mai spus-o, mă simt și iubit aici. Un filozof spunea că să iubești și să fii iubit înseamnă deodată rai sau paradis. Așa că vă spun tuturor, bun venit în rai. Eu acolo mă simt pentru că, într-adevăr, Împărăția lui Dumnezeu este guvernată de cea mai mare forță și putere din lume și aceasta nu e autoritatea și alte lucruri la care ne gândim, ci Împărăția lui Dumnezeu este dominată de dragoste. Pentru că cel care guvernează această împărăție este în esența lui dragoste. Așa că Dumnezeu să toarne, că acesta este termenul în Scriptură, nu pot să spun altul. Pentru unii eu aș spune, Doamne, puțin picuri, peste alții spune deloc, nu? Poate și voi. Dar întotdeauna Scriptura, când vorbește de dragoste, folosește fraza asta. Dumnezeu să toarne dragostea Lui peste fiecare dintre noi. Amin. Nu am venit singur de la Beclean, au venit mulți frați, surori, prieteni, care vă iubesc și pe dumneavoastră și pe mine și pe Domnul și au ales să fie la biserică în seara asta. Din familia noastră sunt eu și cu fiica cea mare, cu Gabriela, fratele Nelu îmi spunea, nu-i fiica ta cea de pe primul rând? Și am zis, ba da, dar nici nu-i greu de reperat. Pentru că poartă elemente din chipul meu și nu numai, și din structura mea. Că o fi bine, că o fi rău, asta o să descoperi mai târziu, dacă nu deja a descoperit. Asta i-a venit ca un dar și apropo de cuvântul care l-am pe inimă de la Domnul, nu a avut libertate să aleagă dacă îl primește sau nu. Asta a primit și are. Sper să-i fie înspre bine. Așa că ne bucurăm să fim așa doi din familie. Am fi vrut să fim mai mulți, adică toți. Soția mea nu avea nici o șansă să vină, pentru că în mai puțin de o săptămână așteptăm un al patrulea dar de la Dumnezeu și ne rugăm Domnul să-L aducă sănătos între noi și să fim mai mult decât fericiți. Dar vă salută și ei de acasă, probabil internetul îi vor ajuta chiar să ne vadă aici împreună în seara asta. Și pe cei care sunt pe internet, pe toți Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Așa cum fratele Deac spunea, sunteți în a șaptea seară de evangelizare. Am întrebat și în stânga, în dreaptă cum a mers și toți frații mi-au zis, slăviți să fie Domnul. Dumneavoastră ce spuneți? Înseamnă că este o foarte bună unitate între slujitori și biserică, adică simțiți la fel. Și m-am bucurat să aud asta, nici nu cred că se poate altfel. Și fiind în această șaptea seară, Dumnezeu m-a determinat să mă duc înspre acest cuvânt din Scriptură, pentru că el în structura lui este un cuvânt care vine spre noi în a ne determina pe fiecare să facem o mutare, o alegere, o intrare în această seară. Este vorba aici de un imperativ pe care Hristos îl spune
deodată intrați. Și azi m-am gândit la acest pasaj în Scriptură, chiar vorbeam și cu soția despre el. Mi s-a părut foarte interesant, deși știu cuvântul ăsta, ca și mulți de aici, de foarte multă vreme, că Iisus le-a spus celor din vremea aceea și nouă în seara aceasta, că deodată noi ne aflăm într-un anumit spațiu destul de neutru. Și că nu suntem în regulă aici unde suntem și nu suntem și nu trebuie să fim liniștiți în spațiul ăsta neutru. Că suntem, de fapt, într-un mare pericol și că Dumnezeul care ne-a creat a trimis nenumărați emisari, proroci, oameni al lui Dumnezeu în decursul istoriei, în acest spațiu pe care Dumnezeu nu l-a vrut să fie neutru. Noi l-am ales și am ales o asemenea conjunctură. Și apoi, așa cum spune Scriptura, la sfârșitul vremurilor, a trimis pe cel mai important emisar al cerului, pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Iisus Hristos intră în acest spațiu, intră în istoria omenirii, ajunge în acest punct în care vorbește deslușit tuturor, indiferent cine suntem noi. Spunem foarte simplu și foarte clar. Și la un moment dat și foarte logic. Aveți două posibilități să ieșiți din acest spațiu neutru. Nu trebuie să mai rămâneți, e un punct de alarmă zero. Nu datorită pericolelor din Japonia. Altor pericole. E un punct de alarmă zero în această seară în Bistrița, în care emisarul cerului, cel mai important, îți spune dumitale și mie, trebuie să intri pe poarta asta. Eu îți spun asta. Dacă nu intri pe poarta asta, eu spun tot adevărul. Mai există o posibilitate, mai există o poartă, mai există o ieșire și foarte mulți se înghețuie să plece pe ea. Interesant că toți oamenii din spațiul ăsta în care suntem neutru, toți, într-un fel, vor să plece de aici. Asta arătând fără nicio o îndoială, că nimeni nu se simte confortabil aici pe planeta asta. Că suntem speriați, că suntem debusolați, că suntem nefericiți, că suntem hăituiți de dimineața până seara de ispite, de probleme, de necazuri, de vești proaste, de șocuri. Că astea se mulțesc, că nu mai știm să le controlăm, că ați văzut în zilele acestea că cel despre care Biblia spune că el prin cuvântul lui îmblânzește marea și spune valului mării, până aici și el se oprește. Zilele astea Dumnezeul suveran a zis nu vă opriți azi, nu vă opriți în noaptea asta. Mergeți puțin tel mai departe și nici o tehnică cu toată înțelepciunea care există de azi, cu toată supravegherea, nu au reușit minima performanță să oprească valul. Pentru că cel care este stăpân peste toată planeta asta și peste tot Universul este Dumnezeul care se prezentă în Bistrița în această seară. Merită să-L ascultați, credeți-mă. Cel care ține viața mea și a dumneavoastră împreună până în seara aceasta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El putea să refuze să vină pe planeta mea și a ta. El putea să refuze să vină în istoria mea și a familiei mele și a dumneavoastră. Faptul că n-a refuzat, faptul că a venit și s-a implicat până la moarte și încă moarte de cruce, ar trebui să ne determine pe fiecare dintre noi să fim ochi și urechi la tot ce spune El și tot ce spune El să devină pentru noi în această seară, posibilitatea extraordinară de a putea să intrăm în ascultare și să facem o alegere responsabilă ca să putem să fim salvați. Spunem din toată inima, amin. Glorie lui Dumnezeu în veci. Spațiul ăsta în care ne aflăm, așa după cum bine știți, am intrat în el datorită alegerii strămoșilor noștri, Adam și Eva. Și din acești oameni, prin neascultarea fiecare generație la rând, ne-am găsit în acest spațiu pentru că Dumnezeu ne-a scos afară, sau i-a scos afară și prin ei, pe noi toți, din paradisul pierdut numit Eden, și a zis să-l dăm afară și a pus la intrare în Eden un înger, un heruvim cu sabie învăpăiată și am rămas aici. Ce frumos că Iisus Hristos a venit să caute ființa mea și ființa dumneavoastră. Din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Ce văd, un al doilea lucru extrem de important în aceste două versete, este că Iisus Hristos nu se impune. Și deodată lasă o libertate frapantă în acest verset. Și spune, eu vă spun, intrați pe poarta cea strâmtă, dar nu vă oblig. Eu vă prezint toată informația, vă chem, vă îndemn.
Vă spun și care e consecința unei alegeri și a celelalte. Dar să știți că există și posibilitatea să intrați pe poarta cealaltă largă și să mergeți pe calea cealaltă. Voi alegeți. Deodată ne pune pe tavă în această seară Dumnezeu, ca întotdeauna, acest mare dar până la un punct, apoi acest mare pericol, dacă nu-l pricepem, numită libertatea de alegere. Mai citesc și eu, mai citesc și dumneavoastră, și apoi dincolo de ce informații adunăm, de multe ori viața noastră e cea mai bună probă. Că de multe ori am avut mari probleme în a gestiona acest mare dar al lui Dumnezeu numit voință liberă. Foarte mulți comentatori și teologi au spus că una din trăsăturile lui Dumnezeu în mine și în dumneata este aceasta. Că El ne-a făcut după chipul lui Dumnezeu prin simplu fapt sau prin marele fapt că ți-a dat independență sau voință liberă. Adică Dumnezeu n-are nevoie de nimeni. El și este ție însuși suficient. El n-are nevoie de noi ca să se bucure. El n-are nevoie de noi ca să facă ceva. El, Dumnezeu, este 100% independent, binecuvântat să fie numele Lui în veci. El este suveran și El este Dumnezeul cerului și al pământului. Din toată inima, gloria Lui în veci. Ascultați-mă, una din trăsăturile chipului Dumnezeu în noi este că El te-a lăsat și pe tine și pe mine independent. Adică Dumnezeu nu stă lângă noi și nu se impune, deși ar putea să o facă, El te-a lăsat să alegi. Nu odată am spus, vă mărturisesc sincer. Am zis, Doamne, aș fi preferat săptămâna asta să pui mâna peste mine și să mă apeși în fiecare zi, până jos, să mă zdrobești. Și Dumnezeu s-a uitat la mine, dar de ce? Pentru că eu săptămâna asta am ales greșit și prost. Și dacă tu mă apăsai și mă zdrobeai ca pe un verbe sub talp, poate acolo sub strâmtura aia, sub lovitura aia, sub zdrobirea aia, eu mă trezeam și alegeam bine. Dar Tu, Doamne, mi-ai oferit libertate. Și datorită acestei libertăți, foarte mulți dintre noi, sau parte dintre noi, să nu jignesc pe nimeni, am făcut alegeri greșite până în seara asta, pe care le regretăm, care ne-au cauzat consecințe pe termen scurt și pe termen lung, și așa cum am spus și a spus și dumneavoastră, dacă aș putea eu să dau timpul ăla înapoi. Ce înțelept aș fi eu? Ce înțelept aș fi eu? Cum mi-aș fi coordonat eu tinereți? Spun cei care au trecut de tinereți. Cum mi-aș fi gestionat eu familia? Ce alegeri făceam eu în familie responsabil? Cum ne-am distrus eu celula asta familiei prin propria mea nebunie? Dumnezeule, unde ai fost? Dumnezeu era lângă tine. Dumnezeule, de ce nu m-ai lovit? Pentru că eu sunt dragoste. Dumnezeule, de ce nu te-ai impus? Pentru că eu sunt dragoste. Dumnezeule, de ce nu m-ai obligat? Pentru că eu sunt dragoste. Și pentru că eu am pus în tine valoarea asta și poți să alegi liber. N-am făcut asta. Unul din scriitorii ruși, la un moment dat, i-a imputat lui Dumnezeu asta. Și a zis, Dumnezeule, eu am citit Biblia și m-am uitat în Vechiul Testament și i-a dat omului o anumită libertate. Când ți-ai trimis pe Fiul tău Hristos în lume, în loc să constrângi și să limitezi libertatea omului din Vechiul Testament, tu i-ai dat prin Hristos o libertate maximă. Așa că eu cred, spunea scriitorul ăsta, că Dumnezeule, ești vinovat pentru toată soarta suferinței rasei umane. Pentru că datorită acestei probleme numită eu aleg, oamenii vor alege tot felul de nebuni și de prostii și vor suferi generații la rând. Teologi și filozofi s-au adunat împreună și au zis, cauza principală a celor mai multe boli, catastrofe, cataclisme naturale de pe pământul ăsta și a suferinței omului în general, este datorită faptului că omul are voință liberă să aleagă. Așa s-a născut Auschwitz-ul, așa s-au născut războaiele, așa se vor mai naște foarte multe lucruri, așa s-au născut divorțurile, așa s-au născut avorturile, pentru că mamele, pentru că soții, pentru că soțiile, așa s-au născut, din păcate, sute de mii de copii abandonați pe străzi, așa a apărut sărăcia, așa au apărut catastrofele, pentru că omul are libertate să aleagă. Are libertate să aleagă nu numai să mintă, să fure, și să facă ceea ce am spus eu până acum, omul are libertatea să-L fideze chiar pe Dumnezeu. Omul are libertatea să-L dea pe Dumnezeu afară din mintea lui, din inima lui, din conștiința lui, din familia lui, din casa lui, din școala lui, din orașul lor. Poate să-L dea pe Dumnezeu afară din societate, din lume și așa mai departe. Martori suntem în vremea aceasta că omenirea
depune un efort colosal să-L dea pe Dumnezeu afară. Probabil că cei care ați avut în mână revista Cuvântul Adevărului ați citit-o. Eu mă mărturisesc că nu citesc întotdeauna, îmi plac foarte mult pozele din ea, dar uneori mai și citesc. Spre binele meu, că într-o zi am citit interviul ăsta cu distinsa doamnă, fica fostului mare, actualului mare evanghelist Billy Graham, din câte știu este încă contemporan cu noi, și a fost invitată la un post de radio în America, un post de televiziune în America, și în interviu a întrebat: de ce crezi dumneavoastră că Dumnezeu ăsta puternic, mare, sfânt, iubitor, are, așa cum am spus și eu în seara aceasta, este dragoste, a îngăduit 11 septembrie în America? Fiind convins 100% că a blocat-o pe această creștină. Și că ea nu va avea niciun răspuns și nicio replică. Cum se poate? E un paradox. Dumnezeul dragostei să îngăduie catastrofa din 11 septembrie peste America. Și a spus: cred că noi am făcut o alegere, nu cu mulți oameni în urmă. Am făcut o alegere prin care am spus: nu mai vrem creștinism în școli. Nu mai este la modă, nu mai este decent să-ți vezi copilul tău cu Biblia. Să-ți vezi copilul tău cu caietul de cântări. Nu este normal să mai fie creștinism în zona culturală. Nu mai este normal să fie creștinism dincolo, în instituții, în parlament, dincolo. Și nu mai este nici măcar la modă să mai fie Dumnezeu în familiile noastre. Că noi suntem o generație liberă, vrem să savurăm tot ce ne arată ochii și ne prezintă societatea, vrem să fim liberi. Și atunci l-am dat pe Dumnezeu afară de acolo, de dincolo, de dincolo, de dincolo. Și știți ceva, domnul reporter? Dumnezeu este un gentleman. Și l-a zis cum? Pur și simplu Dumnezeu s-a dat la o parte. Și tot ce am ales noi a venit ca o consecință peste noi. Stimații mei oameni buni, frați și surori și prieteni, atunci când noi facem alegeri, le facem de multe ori sub impulsul poftelor din noi. Și așa cum spune Biblia, atunci puțin tăi fain. Dar după aceea fiecare alegere atrage după sine o consecință. De fiecare dată când ne vine nota de plată, plângem, suferim, ne dăm seama ce dezastru am atras după noi. Am vrea să acoperim, să astupăm, să ignorăm. De multe ori mințim și când se spune dacă am făcut, n-am făcut și ne dăm după colț. Dar consecințele vin peste noi. Când facem foarte multe alegeri, nu ne interesează ce va fi după, dar întotdeauna vine nota de plată. De aceea ar trebui să ne trezim și să facem alegeri responsabile pentru viețile noastre pe pământ și mai ales dincolo de viața pe pământul acesta. Spunem încă o dată, Domnul să ne lumineze în această seară. Nu mai intru în detaliu. Putem să alegem ce să mâncăm, dar consecințele vor veni. Putem să alegem cu cine căsătorim și aici nota de plată vine. Dacă ai ales înțelept, bine, luminat de Dumnezeu și de Biblie, bine va fi. Dacă am ales, cum spun de multe ori, cu ochii doar, cu portofelul, într-o gândire materialistă, iar va veni consecințele. Dar țineți minte, multe din alegerile pe care le facem pe pământul acesta au consecințe pe pământul ăsta. Ne târâm, cumva le-om duce până la capăt, cum spune poetul, bucuroși, triști, le-om duce toate, dă-i pace, dă-i război. Dar țineți minte un lucru, când vorbim de mântuirea noastră, când vorbim de ieșirea noastră din spațiul ăsta neutru, nu-i tot una. Pentru că alegerea pe care o facem să ieșim din spațiul ăsta neutru înspre veșnicie, pe una dintre cele două posibilități va avea consecințe eterne. Poți să suporți o boală un an, 10, 20. Poți să suporți un soț mai încăpățânat, o soție care vorbește prea mult sau prea puțin, deși sunt mai rare cazurile, poți să suporți multe pe pământul ăsta. Spune, omul poate duce mult în spate. Dar când este vorba de rai sau de iad, de viață, sau de moarte, de pierzare, sau de Dumnezeu, deodată cred că ar trebui, așa cum spune cineva, pielea noastră să se facă ca aceea a unei găini. Și să știm că cel care este între noi este Dumnezeu, dar cel care alegem în această seară e Gabi Zăgrean, e fiica mea Gabriela, ești dumneata și fiecare dintre noi. Ceea ce eu proclam cu toată autoritatea este că Iisus Hristos este prezent în adunare și că Scriptura este prezentă între noi. Ca să nu ne pierdem în detalii, spunem încă o dată, prieteni, bărbați, femei, toți care suntem aici, amin? Amin. Slăviți să fie Domnul în veci. Oameni buni, frații mei iubiți, de foarte multe ori
Eu i-am reproșat, cred că lui maică mea, părinților mei și nu numai, că aș fi vrut să fac o cumpărătură corectă, care și-ar fi dorit-o, dar au fost foarte multe oferte. Și că eu m-am pierdut în alegerea mea datorită mulțimii de oferte. Că dacă erau 10 feluri de cartofi sau 2, roșii, albi și nu știu mai cum, dacă erau dintr-o singură sursă, probabil că alergeam un cartof bun. Ca să vorbesc așa foarte simplu. Că datorită faptului că erau mulțime de posibilități, am ales uneori cum am gândit eu. Și spun oamenii, a fost complicat să aleg. Pentru că aveam foarte multe variante. Vă aduc o veste bună, e puțin spus. Vă aduc o veste foarte bună. Și o să vă bucurați, sper că o să vă bucurați toți din momentul ăsta. În ce privește mântuirea, nici măcar două variante din două nu trebuie să alegi. M-ați înțeles? Când este vorba de veșnicia ta, este mai ușor, Dumnezeu a făcut asta, este mai ușor să alegi să fii mântuit decât să-ți faci piață, decât să te măriți și să te însori. Acolo sunt multe alegeri. Posibilități de alege. Când este vorba de mântuire, Dumnezeu, Hristos, a simplificat radical lucrurile. Și o spun în această seară, binecuvântat să fii tu, Dumnezeule, binecuvântat să fie Iisus Hristos, Domnul. Când ce privește mântuirea, nu sunt două căi. Ascultați-mă, este o singură cale. Spuneți toți amin? Unul din miturile care circulă în mintea noastră și care cred din toată inima că Dumnezeu și puterea Evangheliei îl va zdrobi în această seară, este următor. Drag preot, dragă predicator, oameni buni, eu m-aș fi pocăit, eu m-aș duce înspre cer, dar dumneavoastră vedeți cât este de greu să aleg pe care cale să o apuc? Păi dacă mă duc și dumneata îmi predici și mă iau după dumneata, îmi spui că pai să o iau. Mâine sau poi mâine vine altul și îmi spune, nu-i pe aici drumul spre cer. Dar pe unde? Păi nici măcar nu este cer, că împărăția e pe pământ, că cerul e așa, că e invers, că este spiritual, că nu mai este, că cerul nou și așa. Și deodată mă pierd în detalii. După aia vine altcineva și îmi spune, nu, e legătura cu mâncarea, cu stomacul, cu aia. Domnule, numai din trei și-s pierdut. Apoi sunt o mulțime de variante care vin în preajma mea și tot capul meu este plin de întrebări și n-am nici măcar un răspuns. Ce să fac? Pe unde să o apuc să mă duc înspre cer? Și cineva ca să ne ajute, dar nu să ne ajute, să ne încurce colosal, a spus așa. Știi ceva? Împărăția lui Dumnezeu e în vârful unui munte. Și pe versanții acelui munte sunt o mulțime de căi, pe toate laturi. Una mai lat, alta mai îngust, una merge mai așa, ca și un sinus, alta o ia așa și dă câteva ture roată, pentru că crezând că dacă merg mai mult, Dumnezeu îi grațiază mai extraordinar și le dă un loc în un cer mai deosebit. Dar fiecare apucă pe o cale, știți ce trebuie să vă liniștiți cu toții? Pentru că indiferent pe ce cale ai apucat-o, dacă îți dorești să ajungi în cer, acolo vei ajunge. Nu zice slavă. Nu există imagine mai falsă decât asta. În mintea multor dintre noi, e adevărat că am vrea să fie așa. Și eu care predic aș vrea să fie așa. Că deodată spun, eu m-am născut așa, Doamne. Păi dacă te-am născut așa, așa rămâi, că ajungi în cer. Nu spuneți dumneavoastră, eu nu mă mut, eu nu mă schimb, eu sunt în regulă, eu sunt bine, eu mă duc, tata-i pastor, mama-i soția lui pastorul, cu tare, noi suntem așa, noi suntem din neam pe drumul ăsta, nu ne mai schimbăm, pentru că așa e bine. Și diavolul râde, își trimite și el emisariul și spune, da, ai dreptate, așa e, rămâi așa, nu te muta, nu se schimba, că tot acolo ajungi. Ascultați-mă, nu ajungi tot acolo, e drept că nu sunt multe locuri unde poți să ajungi, numai două. Aș vrea să spun că în ce privește mântuirea, există o singură cale. Și încă o dată spun, așa sunt încântat, urmează să citesc niște versete din Biblie. Eu sunt fericit de-a dreptul că Dumnezeu nu a ales nici cum să mă încurce. În rest, toți ne încurcă. Dumnezeu El este Cel care ne descurcă. Și mă rog El să tragă vălul de pe fețele dumneavoastră și despre mintea mea și să pot să ajung în cer la Dumnezeu, spunem amin. Haideți să mergem în Biblie. Mergem așa mai repede dumneavoastră, că sunteți foarte inteligenți, o să puteți să mă urmăriți fără nicio problemă. Mergem în Ioan, în capitolul 10. Că de unde să descâlcim lucrurile? Că Dumnezeu ne descâlcește prin adevăr. Și uitați ce spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 7. Vom ajunge la punctul important, versetul 9. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat, vă spun că eu sunt ușa oilor.
toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari. Nu e plăcut să ai de-a face cu hoții și tâlharii în ce privește mântuirea, da? Nu mă duc mai departe în ideea asta. Dar ce bine că oile mele n-au ascultat de ei. Slavă Domnului! Deodată Iisus vine și pune punctul pe ei. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va fi mântuită. Și toată adunarea, dacă vrem, spunem amin. Va intra prin mine, va ieși dincolo, pentru că asta înseamnă ușa, intră pe ea și ieși în altă parte, și dincolo este pășune, este părtășie, este spațiul acela al prezenței lui Dumnezeu. Tu ieși din zona neutră, intri prin mine, Hristos, și ieși dincolo mântuit și mântuită. O, glorie lui Dumnezeu în veci! Glorie lui Iisus Hristos în veci! Aleluia! Dar câți nu spun, hai pe aici că ești mântuit, hai pe dincolo că ești mântuit, crede ce spun eu și vei fi mântuit, mănâncă asta și vei fi mântuită, nu mânca aia și vei fi mântuit. Ascultați-mă, după cum dumneavoastră mulți de aici mă știți, mie îmi place să predic Evanghelia trașan. N-am nevoie de să fiu să se impresioneze cineva că n-am auzit ce am spus eu, cred că trebuie să auziți ce spun eu și cred că când mai auzim ce ne spune Dumnezeu încă o dată, te spunem slavă ție, Doamne, că ne vorbești din nou. Nu vreau să șochez pe nimeni, dar vreau diavolul să piardă și toți să plecăm acasă. Să nu impresionați, ci mântuiți de puterea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Amin! Cine va intra prin mine va fi mântuită. Nu e nicio filozofie, nicio încurcătură. Nu trebuie să mergi pe muntele ăsta nici așa, nici așa, nici așa. Nu trebuie să depui eforturi colosale. Trebuie să crezi în adevărul Scripturii. Domnul să te ajute. Domnul să mă ajute și pe mine. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit și va fi mântuită, va intra, va ieși, va găsi libertate și va găsi pășune. Există o ieșire din lumea asta și ieșirea asta înspre cer, înspre Dumnezeu, înspre rai, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o cântare laică de când eram copil, sigur, inspirată, dominată de ateism, care spunea așa despre spațiul ăsta nostru. Salvați pământul oameni, cea mai frumoasă stea. De aici, noi mai departe, n-avem unde pleca. Iisus Hristos se ridică deasupra asemenea gândiri și spune, știți ceva, de aici se poate pleca în două posibilități. Dacă vrei să mergi spre viață, intri pe poarta cea strântă. Dacă vrei să mergi în pierzare și să cazi direct în iad, în hău, intri pe poarta largă și te duci pe care arată până vine hău. Dar dacă vrei viață, atunci spre viață este o singură cale. Și încă o dată spun din toată inima, aceasta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Nici măcar Hristos nu explică prea mult cu pierzarea, dar nici eu nu explic, noi predicat de iad în seara asta. El a spus, intrați pe poarta cea strâmtă, că lângă ea e o poartă largă, dar aia duce la pierzare. Și voi care nu vreți niciunul din dumneavoastră să mergeți în pierzare și toți vreți cerul și raiul și viața și să trăiți, deodată nu mai trebuie să predic de pierzare. Deodată vă gândiți la o singură posibilitate și aceasta este Iisus Hristos Domnul. Slavă Domnului! Mergem mai departe în Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Și o să dau așa din memorie versetele primele, sunt foarte frumoase și o să vă cer la un mit moment să spuneți un amin, să vă bucurați de ele. Ascultați ce spune același Domnul Iisus Hristos. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, spunea Hristos, și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Slavă Domnului că avem unde pleca, nu? Mai este loc încă acolo. Dacă n-ar fi așa, eu v-aș fi spus. Dar ce fac acum? Eu mă duc, ies din spațiul ăsta neutru, a spus Hristos, imediat, și eu mă duc acolo să vă pregătesc ce? Un loc. Dar de ce pregătești locul ăsta? Pentru că după aia eu mă voi întoarce și vreau ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Spunem din toată inima slavă lui Iisus. Spunem din toată inima slavă lui Iisus. Au fost părinți dezechilibrați mental, că nu-i pot numi altfel, care au plecat cine știe în lumea asta și s-au lăsat copiii în România. Și au mai vrut să știe de ei. Știți și că au zis că vreau să meargă în Australia, în America, să le fie bine, să ducă bine. Și au zis că îi crește bunică, sau cine o crește și unii nici nu au mai venit la ei. Și i-au abandonat. Puteți numi aceștia părinți care iubesc? Nu. Hristos s-a dus din spațiul ăsta urât și blestemat și hain cu bombe, cu păcat, cu pușcării, cu avortul, cu violuri, cu nebunii, cu copii tranșați, cu oameni. E un dezastru în spațiul nostru, un dezastru, o singurătate. Spuneam unui prieten zile trecute, cred că vine Domnul când am văzut catastrofele astea. Și el, eu am spus, aș vrea să vină alții. Stai mă să mai guște și copiii noștri în viață. Am zis, ce ai spus?
Din ce să guste? Din nebunia asta. Păi n-au ce să guste. Păi tu ce ai gustat până acum? Necaz, durere, suferință. Păi să vină Domnul azi aș vrea. Și să plec să fiu acasă cu El în cer. Aleluia. Dacă nu vine încă, este că Domnul mai vrea să mântuiască suflete în seara asta. Asta-s convins. Mă duc și, pentru că eu vă iubesc, o să vin după voi. Vino, Doamne, mai curând. Și după ce vine, nu vine să-și facă poză cu noi și să pună în rai în ramă. Te-am pozat, Gabi Zăgrean, ai fost la biserică, te pun în rai în ramă, imaginea ta va rămâne acolo, toți îngerii te-au aplaudat când ai fost evanghelist. A zis, nu-ți duc poza în rai. Nu-ți duc icoane în rai. Domnul nu vine în icoane nici acum și nici noi nu devenim icoane. El nu-i icoană și nici oamenii născuți din El nu-s icoane. El este Fiul lui Dumnezeu. Și El a zis, eu mă duc să te duc cu mine în rai. Acolo unde sunt eu, să fii și tu, și copila ta, și copiii tăi, și nevasta ta, și familia ta, și biserica ta, și Becleanu, și România, și lumea întreagă. Domnul vrea să o ducă în cer. Dumneavoastră vreți? Vin înapoi și o să vă iau să vă duc cu mine. Și normal că Iisus trebuia să vadă că are în preajmă niște oameni, nu numai care spun amin și aleluia, care și știu de ce spun amin și aleluia. Că altfel am putea să o greșim. Și Iisus a spus o frază foarte interesantă. A zis, știți unde mă duc? Și doi spune, știți și care am acolo? Obligatoriu. Oameni buni, suntem aici la evangelizare. Nu știu dacă vă place cum predic sau nu, dar ascultați. Atunci când este vorba de rai, de cer, de mântuirea mea, de unde mă duc, de loc, dați-mi voie să spun că una din paradoxurile creștinismului este că noi, în secunda următoare, păi unde te duci? Știi unde te duci? Păi, nu, treabă pe preot, el e cu trimiterea, cu adusul, treabă pe Gabi, că el predică, că el știe unde mă duci, că doar la el la biserică. Ascultați-mă, eu nu-s cu astea. Dumneata, eu-s cu ale mele. Eu știu unde mă duc. Dumneata trebuie să știi unde te duci și trebuie să știi clar la ora asta calea într-acolo. Dacă nu știi unde te duci și nu știi calea într-acolo, este momentul glorios din partea lui Dumnezeu când Iisus îți întoarnă cheia minții tale și în această seară dumneavoastră și noi toți o să știm unde s-a dus Domnul să ne pregătească un loc și în această seară trebuie să știi și drumul drept, direct înspre cerul lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul în veci. Glorie Domnului! Slăviți să fie Iisus! Să nu vă temeți, oameni buni! Să nu vă temeți nici de bombe, nici că explodează acolo, știu eu, zona aia, cum se numește, reactorul ăla care s-a topit, o zis că miezul. Să nu se topească mintea noastră, tot să se topească toate cate, tot din lumea asta, toate să explodeze. Pentru că eu nu sunt destinat pentru gaze, pentru cancer, pentru asta. Eu sunt destinat, chiar dacă trec prin gaze, prin cancer, prin suferință, prin moartea fizică, eu sunt destinat pentru cer. Pentru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mărire Domnului. El a spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc ca să vă mutați în cimitir. El a spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu să fiți și voi. Vă imaginați că Dumnezeu în ora asta în cimitire din Bistrița? Vă imaginați că Hristos este în cimitirul Belu din București? Nu. Eu mă imaginez, nu imaginez, cred că Iisus Hristos este la dreapta Tatălui în cer. Și El acolo s-a dus să ne pregătească un loc. Mărit să fie Domnul încolo, în veci. Mărit să fie Domnul. Și El vrea să meargă acolo și spune, tu știi unde te duci? Omule care vine la evanghelizare, să vezi ce mai spun pocăiții, ce spune asta, ce spune ăla. Frați și surori care ați venit aici seara de seară, dumneavoastră știți unde vă duceți. Stimați adolescenți care ați venit aici, care aveți părinți pocăiți de ani de zile, voi știți unde vă duceți dacă un accident vă curmă viața peste o oră? Dumneavoastră știți unde te duc dacă lumea se încheie peste 4 ore? Voi știți unde vă duceți? Dacă nu știm unde ne ducem, în această seară Dumnezeu se prezentă în adunare. Glorie Domnului! Apare Toma la orizont, pe care noi tot îl pleznim peste fața an de an. Nu ți-e rușine, Toma, tu ești necredincios. Când găsim pe unul care nu e mânduielnic, spune, bă, tu ești ca Toma, bă, Toma necredincios. Toate astea arătând un negativism față de omul ăsta. Sigur, nici Hristos nu i-a dat o diplomă pentru îndoielile lui. Dar ceea ce vreau să ridic în slăvi în această seară din inima acestui Toma, că să știți toți oamenii care noi oropsim deodată, au foarte mari calități, numai că noi nu vrem să le vedem. Asta e o altă problemă. Știți ce a făcut Toma atunci? Prins de îndoială. A vorbit despre îndoiala lui. Asta înseamnă o persoană sinceră, care nu ține la imagine, care este gata să-și calce imaginea în picioare și să-și deschide inima, chiar dacă atunci când îți deschide inima, trebuie să prezinte ceva negativ care îi va afecta imaginea lui. Câți de aici din dumneavoastră sunteți dispus să faceți asta? Toți tăceau.
Iisus vorbea de cer, de rai, toți erau cu minței. Bă, frumos că ne duce Iisus în cer. Grozav, auzi că vine după noi, ca și copii. Tati, unde te duci? Mă duc, dar vin peste o oră și te iau. O, atunci o aștept o oră, e bine dacă vii. Eu cred că tata vine. Ia, îți dai seama, ne duce la mall, ne duce cu avionul, ne duce la jucării, ne duce la dincolo. Și deodată copiii se bucură. La fel și ei se bucurau. Ne duce Domn, vine după noi, ne duci. Dar Iisus, dar voi știți unde vă duci? Păi nu prea știm, dar acum nu ne-am dat pe față că nu știm. Da, noi suntem creștini. Credeți, credem? Știți că e cer, da? Știți că este iad? Bă, cred că este și iad. Credeți că Dumnezeu... Da, 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 da. Da, dumneavoastră știți unde vă duceți? Asta e mai greu, asta e prea complicat. Noi știm la ce biserică mergem. Noi știm dacă ne facem cruce sau nu. Și de aici am făcut tot fel de discuții. Noi știm că suntem înalți, suntem scunzi, avem batic, n-avem, avem aia, știm multe, multe, multe. Dar Domnul a spus, da, voi știți unde vă duci, dincolo de toate formele, de toate imaginele, de toate biserice, de toate clădirile înalte, scunzi, late, largi. Voi știți unde vă... Noi avem predicat-o, știu. Dar unde vă duceți, știți? Asta Dumnezeu știe. Și Toma ia cuvântul într-un moment sublim de sinceritate și spune, știi ceva, Doamne? Nu știm nici unde te duci. Și nu, cum, atunci, logic, te întrebăm pe tine, cum putem să știm calea într-acolo? Dacă nu știm nici unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Atunci s-a născut unul dintre cele mai frumoase versete din Scriptură, pentru care spun în această seară, Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Toma. Nu pentru că n-a crezut, ci pentru că a fost sincer. Și dacă mai sunt aici Toma, Domnul să vă binecuvânteze. Să fiți sinceri ca Toma. Din această seară, Toma a primit din partea mea cel puțin o diplomă foarte importantă de sinceritate, pentru că el și-a deschis inima și a vorbit și în numele celorlalți, care, sigur, un Petru orgolios, care i-a plăcut când i-a zis, Domnul, tu ești stâncă, tu ești piatră, pe tine clădezi biserica, uite, așa respira cu pieptul, așa îi băteau plămânii. Dar acum, când avea mari îndoieli, exact ca și Toma, care se vor dovedi peste câtva timp, toți se îndoiesc. Toma zice, Doamne, nu știm, dar ăștia nu vor să vorbească. Eu vorbesc, Doamne, ei nu știu unde să duc, dar eu vorbesc în numele lor. Cum putem să știm calea într-acolo? Atunci Iisus i-a zis, lui, Toma, eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viață. Nimeni nu vine la Tatăl, spuneți dumneavoastră mai departe, toți. Putem să spunem toată Bistrița, aleluia? Glorie Domnului în veci. Nimeni nu vine la Tatăl, adică am posibilitatea să merg la Tatăl, da! Doamne, chiar la tron, da! Unii zic, eu numai să intru în rai după ușă mi-ajunge, nu! Tu trebuie să ajungi la Tata! Și altul spunea, eu nu vreau să ajung după ușă numai, eu vreau să ajung la tron, eu vreau să fiu la Tatăl meu care m-a creat și m-a dus pe pământ, vreau să mă arunc la tronul la picioare, pentru că El mi-a spus, dacă tu vii până la capăt, eu te pun să șezi pe scaunul de domnie, trăiască Domnul în veci. Nimeni nu poate ajunge la Tata, dar poate ajunge toți la Tata, dar printr-o singură persoană. Spuneți care e azi? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Din toată inima, glorie Domnului în veci. Mi-aduc aminte de... Nu știu dacă am spus în Bistrița treaba asta, dacă am spus-o e foarte bine, dacă n-am spus-o e și mai bine. Că unul din colegii noștri s-a dus să predice într-o localitate la țară și n-a mai fost niciodată acolo la biserică. Și s-a uitat la chat că toți păstorii suntem în criză de timp, cântăreți întotdeauna ajung mai repede că ei trebuie să-și instaleze, nu întârzie niciodată. Și noi pornim puțin el mai târziu și totdeauna ne luptăm cu ultimele minute. Și a dat seama că întârzie, dacă stă așa cum obișnuiesc aproape toți bărbații, nu întreabă aproape pe nimeni niciodată când sunt într-o localitate, ei sunt inteligenți, noi suntem inteligenți, noi, mă, tot găsesc eu cumva. Și soția spune, când te hotărăsc să întrebi? Și a zis, mai am un pic de putere în mine, de orgoliu și când îl consum, întreb. Și a spune, bine, îmi spui când consum, dar încep să mă enervez eu acum. Și am zis, știu. Și greu ce dăm, asta e. Fratele ăsta a fost mult mai inteligent decât mine și mai înțelept. Când a văzut primul om, a întrebat, nu știți unde este biserica pentecostală? Și omul a spus, ba da, dar așa era foarte zâmbăreț omul, știi? Și a zis, mergeți înainte 100 de metri, o luați la stânga, după aia la dreapta și acolo vedeți că va fi biserică. Spunea fratele, m-am uitat la el așa și am zis, bă, cum râde ăsta, cred că ăsta m-a fautat. Cum pot să-l testez? Întreb al doilea. Urmează a doua persoană. Și spune, nu știți unde este biserica pentecostală, biserica pocăiților? Ba da, zice, mergeți 150 de metri înainte. Acum 50 în plus, la români tot timpul toate sunt mai mari decât trebuie după ce le spui odată. Și după aceea spune, o luați la dreapta, mergeți 100 de metri și apoi pe partea stângă, acolo este biserica. Zice, da, domnule, primul care l-am întrebat mi-a zis că să o iau la stânga. Domnule, a făcut mișto din dumneata. Acum, zice, dau geamul sus și mă întreb, care dintre ei au făcut mișto de mine?
și a avut un moment așa de revelație, cum trebuie să aibă orice predicator. S-a uitat la strada care era în fața lui și a zis, ce șansă ar fi pentru mine dacă ar vorbi drumul ăsta. Dacă ar vorbi drumul, eu aș întreba drumul, drumule, unde este biserica pocăiților? Și el mi-a spune, pornește mașina și vine după mine, eu mă transform într-o săgeată și eu drumul te duc exact la biserică. Dar zice el, trebuie să mă iau dintr-unul din doi, pentru că eu nu pot să fac drumul să vorbească și am așteptat 3 secunde, drumul n-a vorbit. Trebuie să mă duc pe unul sau pe doi din cei doi pioni. Și a plecat. Ascultați-mă. În ce privește destinația noastră finală, cel care vorbește în această seară prin Scriptură este strada, drumul. Vă este clar? Cel care vorbește în această seară este drumul. Nu sunt pionii de pe marginea drumului care se numește Gabi, Zăgrean, X, Y, Z. Nu sunt religiile care să înghesuie toate, să hărțuiască mulțimea de oameni. Hai după noi, hai dincolo, hai că la noi soluția. Nu, lasă-te de ea, du-te dincolo. Ascultă-mă, e o hărțuială continuă. Ascultă în această seară că cel care vorbește în Bistrița, în Biserica Sfânta Treime, este drumul. Adică cel care a vorbit de la început și tot ce am citit eu până acum este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și el a zis despre sine, eu sunt calea, calcă pe ea, vino, eu sunt săgeata și vei ajunge în Raiul lui Dumnezeu. Știți unde mă duc și știți calea între acolo? Doamne, nu știm nici unde te duci, cum putem să știm calea acolo? Iisus replică, eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. Nimeni nu ajunge la Tatăl, la destinație decât prin mine. Și spunem încă o dată în toată inima, trăiască Domnul în veci, trăiască Domnul în veci, trăiască Domnul în veci. Vreți cu toții să ajungem în cer? Vreți cu toții să fim mântuiți? Amin? Atunci haideți să mai citesc un verset. Faptele Apostolului, capitolul 14, versetul 12. O discuție largă, nu mai intru în detalii, au vrut să oprească pe Petru, pe Apostol, pentru că 5.000 de oameni se pocăiseră, un succes deplin și au ajuns la concluzia că tot succesul ăsta al mântuirii și al vindecării imediate care a fost acolo se datorește unui simplu nume, numele Domnului Iisus. Și a zis, hai să facem o târguială cu ei, să ne înțelegem, să facem un ecumenism. Dar cum putem să facem ecumenism? A zis, simplu. Îi chemăm pe propovăduitori aici și le propunem să se predice pe ei, să-și predice religia lor, să zică ce bine cântă corul, ce frumoasă biserică avem, cât de mulți suntem noi, ce puțin sunteți voi, să spună cât suntem noi de educați, de bine pregătiți, ce predicatori avem noi, dumneavoastră sunteți departe și tot așa vorbind, cumva, dar le propunem. Astea îi și sponsorizăm dacă vor. Dar să nu mai vorbească niciodată în numele lui Iisus. Atât. L-au chemat pe Petru și a zis, bă, uite, asta îi propunea asta. Ce ziceți? Și ei, pentru că erau reprezentanții templului acolo, cărturari, farisei, marele preot, a zis, voi știți Biblia. Vă întreb pe voi. Inteligența a fost. Înțelepța a fost. E mai bine să ascultăm de Dumnezeu sau de voi? Vă dați seama, o reprezentant al bisericii, când cineva spune aceste două variante în față, că ești scos din priză. De Dumnezeu sau de mine? Și eu fi zis, nu, de Dumnezeu. Atunci, de Dumnezeu, da. Atunci vrem să vă spun ceva. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Decât care nume? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Spunem toată bistrița încă o dată, aleluia, amin? Binecuvântat să fie Iisus în veci. Binecuvântat să fie Iisus în veci. Știți care este șocul meu? Că nu știu dacă, de ce oamenii nu știu asta din Biblie. Sau cine îi încurcă, abar n-am. Dacă Hristos este singurul, dacă Biblia spune sub cer ăsta, sub cer, nu este nici un alt nume, nici măcar al doilea, dat oamenilor în care pot și trebuie să fie mântuiți decât numele lui Iisus. Și dacă nu mai este sub cerul niciun alt nume, atunci cum să mă ridic în seara aceasta să spun, oameni buni, e drept că și Iisus, da, și noi suntem o forță. Vedeți-vă de treabă, penticostalilor, toți creșteți aici și suntem aici, că noi suntem o forță. Forța care mântuie, eliberează, vindecă, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Înălțăm numele lui Iisus în Bistrița. Înălțăm numele lui Iisus în Bistrița. Talentul meu nu poate mântui pe nimeni, poate impresiona pe cineva. Nu-i vorba de mine.
Faptul că noi devenim artiști în cântare, în aia, poate impresiona vădit. Faptul că suntem organizați, disciplinați, că știm să ne rugăm, să plângem, să zâmbim, este una. Dar nimeni prin toate formele și toate manifestările noastre, ale credinței noastre, nu poate să mântuiască pe nimeni. Nici măcar extazul din biserică nu poate mântui pe cineva. Să țineți minte asta. Poate impresiona, poate șoca pe cineva în mod negativ, nimic. Nici elanul meu în predică pe nu poate mântui nimic din ce fac eu. Singurul care poate mântui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Trăiască Domnul în veci! Trăiască Domnul în veci! Nu mă interesează să spuneți de mine săptămâna asta a predicat grozav. Mă interesează în săptămâna asta să fiți oameni mântuiți cu fața înspre Dumnezeu și înspre cer. Fiți convinse și convinse, Doamne, Domn, bărbați și femei, adolescenți și copii, că orice se întâmplă cu noi, avem ieșirea spre cer. Am intrat din zona neutru, suntem dincolo de poartă, suntem mântuiți și mântuitele lui Hristos și Hristos este gata să ne aducă, să ne ia și să ne ducă acasă, să trăim veșnic cu El în împărăția Lui. Sunând cu atât din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Dați-mi voie să mai spun ceva la punctul ăsta. Foarte cunoscut de fiecare dintre noi. Revenim încă o dată. Aș vrea să rog și Biserica Pentecostală, care avem și noi tot felul de ușițe înspre rai, de tot felul, avem și noi și ușa asta, dar mai tot adunăm și legăm și mai punem niște bagaje în spate, niște rusați, ne lăsăm, deodată să intrăm mai impresionați. Ascultați, pe Dumnezeu nu-L poți impresiona cu nimic. Mă înțelegi? N-are nevoie nimic. Iisus Hristos este simplu și să credem și noi simplu în adevărul Scripturii. Domnul să ne ajute! Vă îndemn, dar înainte de toate, 1 Timotei, capitolul 2, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toate vlavia și cu toată frica, cinstea. Doamne ajută, amin! Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește, știți mai departe ce scrie, nu? Ca toți oamenii să fie mântuiți, unu, dar nu pot să fie mântuiți dacă nu ajung la cunoștința adevărului. Și să vină de undeva, păi de unde? Din zona asta neutră. Să vină la cunoștința adevărului. Știți ce mă rog acum? Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu smerenie. Să vină, nu e bine unde ești, dacă nu-i bine, nu-i bine. Să vină la cunoștința adevărului. Și eu întreb, la care adevăr? Că e numai unul. La următorul. Căci este un singur Dumnezeu. Și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Cine? Să spunem încă o dată. Omul Iisus Hristos. Aleluia! De ce? Pentru că El s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Spunem toată adunarea, amin? Amin. Faptul acesta trebuia adeverit, adică predicat la vremea Lui. Consider că în biserică, în această seară, 12 martie, este o vreme cuvenită în care să propovăduim acest adevăr. Și dacă și dumneavoastră credeți asta, să spunem amin. Amin. Glorie Domnului! Acum, acesta a fost punctul cel mai important din predic. Și mergem să finalizăm acest cuvânt al lui Dumnezeu. Adică care? Simplitatea mântuirii Domnului Iisus Hristos și alegerii pe care El o pune în fața noastră în seara asta. Din toată inima gloriei Domnului. Din toată inima gloriei Domnului. Uneori după evanghelizare mă sună soția și spune, unde ești? La masă. Ce e pe masă? Nu pot să-ți explic, am zis. Mi-ar trebui o jumătate de oră numai să o iau de la cap la coadă, că frații sunt plini de dragoste și în felul ăsta, Domnul să-i binecuvânteze. Și spune, ai grijă ce alegi să mănânci. Și eu spun, ce grijă nu mai am acum, că mă poftele și foamea din stomac mă biruie. Și văd și aia, știi ce pot să-ți promiți? Ce? Că nu o să mănânc mult. O să mănânc puțin din toate. Și vedeți că mă țin de cuvânt, nu? Vedeți, nu? Sunt destul de cumințel. Dar gust din toate, da? Am zis, nu-mi cere suliciacul, nu spun nimic. Spune eu ce să ocolești, că ea e tot la curent cu rețetele astea. Și a zis, decât să te ispitești pe tine, că acum ești și gravidă, mai bine nu spun nimic. Lasă că mă descurc, eu iau câte puțin din fiecare, că și Biblia spune, luați din fiecare, numai că noi confundăm din cu. Și atunci știu că regulile se schimbă ale jocului. Și iau din toate, dar mi-este foarte greu să aleg ce să mănânc acolo. Știți, acum când este vorba de mântuirea, totul se schimbă. Eu spun o dată, dacă ar fi numai un măr pe masă, ce simplu ar fi. Aș lua mărul și l-aș mânca. Dacă sunt 20 de feluri pe masă, eu mă lupt cu 20 de feluri. Când este vorba de cer și de mântuire, Iisus a pus un măr pe masă. A pus o poartă în fața ta și ea se numește poarta strâmtă și calea îngustă. Și această poartă și această cale duce la viață. Imediat lângă ea este o poartă foarte largă și o cale foarte lată. Și ciudat că mulți aleg să intre pe ea. Numai că finalul și consecința unei asemenea alegeri este pierzarea. Repet încă o dată în seara asta.
Dumneavoastră sunteți oameni inteligenți, calculați și nu vreți să ajungeți în pierzare și vreți să ajungem acolo unde este Domnul vieții, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Domnul să vă dea lumină și mai ales, mă rog, Dumnezeu să vă dea voință în seara asta. Amin. Un al doilea lucru important care vreau să-l spun este următorul. Alegerea asta de a intra pe poarta strâmtă și pe calea îngustă este o alegere pe care trebuie să o faci în termeni așa mai ardelenești, musai dumneata personal. Adică, mântuirea nu se transmite de la tată la fiică sau la fiu. Se poate transmite o atmosferă care poate duce fiicele și fiii noștri să aleagă pe Hristos. Dar nu se poate transmite mântuirea dintr-o generație în altă. Nu pot să-ți dau mântuirea mea dumitale, chiar dacă eu sunt ordinat păstor și frații mei de aici, și nici preotul nu poate să dea mântuirea lui și să-i mute pe oameni și să ne mutăm unii pe alții dintr-o zonă în altă. Nimeni. Mântuirea, alegerea mântuirii, a iertării și a intrării pe poarta unică înspre rai și înspre cer și înspre viață, adică Iisus, este o alegere personală a fiecăruia dintre noi. Dumnezeu din cer să se atingă cu multă lumină de fiecare dintre noi. Spuneți amin. Nu se poate, acolo nu merge așa. Doamne, să vezi că numai eu sunt mântuit, ăsta e copilul meu, nu putem cumva să... Păi și tot am aranjat, mai ales în România, toate le-am aranjat. Păi las că n-are, dar închide și dumneavoastră ochii odată în vamă, nu știți? Închide ochii, uite de în altă parte și odată l-am trecut. Știu că le avem cu astea. Din păcate. Lasă că rezolvăm noi. Bă, nu se poate. Lasă că se rezolvă. În România totul se rezolvă. Și o asemenea mentalitate extrem de periculoasă, că spunem, bă, la nez nu rezolvă. Aia când ți-o dat o amendă, o iei, o plătești, înghiți în sec, cât poți să te duci și asta e. Dar la noi totul se transformă, totul se negociază, totul se învârte. Ascultați, nu cumva să ne prindă o asemenea gândire și în ce privește mântuirea. Nu se poate rezolva nimic. Dumnezeu nu lucrează după sprânceană, Dumnezeu nu are favoriți și nefavorizați, favorizați și oameni de care nu-i pasă, Dumnezeu ne iubește pe toți la fel. Și să strigăm cu toată inima, amin, Doamne. Dar la fel, fiecare în mod personal trebuie să aleagă drumul mântuirii. E important ce ales bunica, foarte frumos, ce ales mama ta, ce ales tatăl tău. E important, fundamental, doar pentru tine ce ai ales dumneata sau tu, cel care ești mai tânăr și mai tânăr. Ce ai ales? Nu se poate. Așa cum am spus Iuliu Centea la Beclean, atenție oameni buni, nu tot ce e pus în garaj e și mașină deodată. Nu tot ce se naște în garaj devine și mașină. Dacă bagi o bicicletă în garaj, bicicletă rămâne. Cum n-am vrea noi bicicleta să se transforme în mașină? Dar nu se transformă. Dacă bagi o trotinetă, trotinetă rămâne. Dacă bagi o scobitoare, scobitoare rămâne. Dacă bagi o păpușă, păpușă rămâne. Faptul că clădirea aia e destinată și numită garaj, nu înseamnă că tot ce intră în ea se transformă în mașină. Miracol! Câți dintre noi n-am crezut că dacă deodată intrăm într-o clădire care se numește biserică, am și devenit creștini automat că am intrat în ea. Și unii intră acolo și spune, gata, bine, de ce? Am intrat în biserică. Nu tot ce intră într-o clădire devine și automat creștin. Creștinul este cel care crede în mod personal în adevărul Scripturii și ascultă vocea lui Iisus care spune, știi ceva, intră pe poartă și mă rog Dumnezeu să-ți dea puterea personal să intri pe poartă. Glorie Domnului în veci! Glorie Domnului în veci! Tu trebuie să ai actul ăsta de voință. Iisus ne-a spus tuturor ucenicilor lui, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia. La grămezi, că dar ce? Dacă aude mamă, tot neamul se pocăiește. Mergeți, predicați Evanghelia. La, să aud încă o dată. La orice făptură și orice făptură, adaug eu aici, care crede și se botează în aspectul Scripturii și a botezului Nou Testamental, ce se întâmplă cu persoana asta? Va fi mântuită, aleluia. Mântuiesc un act personal. Știți că toți poate că am mers pe la metrou sau în alte părți, instituții unde trebuie să intri pe la crucea aia. Și îți dă o cartelă sau acolo este un senzor și pui cartela aia pe senzor și după ce acolo este roșu, când ai pus cartela devine verde, te împingi în bara aia puțin, nu trebuie un pic și ea se duce. E bleagă așa, trece. Când vine următorul, dacă el nu se uită la ce ai făcut, tu vine și el, bă, ce ușor e s-o dus bara. Și când vine, dar și eu am pățit de multe ori, că ori nu puneam bine cartela, oriceva, și mă băgam în bară și ea, încăpățânată, nu se dădea la o parte. Păi spun, băi, bardă, eu sunt Gabi Zăgrean, mă, sunt pastor în Becleanu, predic în toată România. Dă-te la o parte. Și Daia n-are, nu știe. A zis, nu aici ai senzori, cartelă, n-ai cartelă, stai lângă bară. Pa, dar eu sunt cu tare. Poți să fii cine fii. Bara-i bară, ea funcționează cu un mecanism.
Dați-mi voie să vă spun ceva în seara asta. Oricine n-are cartela pe care scrie mântuire prin credința în Domnul Iisus Hristos și prin sângele Lui, acolo este sângele Lui Iisus, care este la intrarea înspre poartă și pe tine trebuie să fie tot sângele Lui Iisus. Și când sângele se întâlnește cu sângele, iertarea cu iertarea, Dumnezeu dragostea din afară cu Dumnezeu dragostea mea dinăuntru, deodată poarta se deschide, eu intru și îl glorific pe Dumnezeu că mi-a dat harul acest. Dacă fica mea care este aici n-a intrat prin procesul iertării și al mântuirii, eu pot să plâng să-mi smulg părul de pe cap la un metru dincolo. Gabriela nu intră. Pentru că ea personal trebuie să se întâlnească cu Domnul. Am fost în Irlanda și când m-am întors acasă, că acum o predic, deși tot timpul copiii mei și îmi spun să nu ne predici, tati, dar eu mai scap. Când am venit acasă, ne-a zis, tati, să știi că am fost la rugăciune și m-a cercetat Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu a venit peste mine și s-a schimbat totul în viața mea. Sunt atât de fericită și atât de bucuroasă. Tati, nu știu cum să spun, și ea la masă și dădea și, tati, să știi că-ți fericită și că-ți asta. Păi dumneavoastră mă înțelegeți pe mine. Păi eu ca tată, eu nu știu ce pot să fac pentru ei, dar niciodată nu poate să fie o bucurie mai mare pentru mine decât copiii mei să-mi spună că i-a cercetat Dumnezeu și ei pricep asta. Că cel care a cercetat este Dumnezeu și este Hristos și că să fim mântuiți și iertați de Domnul Iisus Hristos. N-a fost mare bucurie să o văd că își cântă în această seară cu Andreea și cu corul? Nu este mai mare bucurie să-i văd pe copii că își cred în Dumnezeu? Să văd copila mea de 3 ani jumate, Sara, că atunci când a murit bunica sa, mama mea, respectiv în decembrie, că a zis, tati, să nu plângi că bunica s-a dus în cer la Domnul Iisus. Păi cum era 3 ani jumate, știe calea într-acolo și noi dita mai religioși și cu capul mare de religie nu știm unde ne ducem și ne frământăm mâinile și spunem, da, Dumnezeu știe. Păi treziți-vă, oameni buni, în această seară trebuie să știți unde mergeți. Noi mergem acasă, în Împărăția lui Dumnezeu. Glorie Domnului în veci! Tu personal trebuie să te întâlnești cu Domnul, știi de ce? Că ăsta e harul. Dacă personal te-ai întâlnit cu Domnul, n-ai niciun dubiu, nici o îndoială. Dacă lași pe mâna preot, eu zic să te tem din toate încheieturile. Unii așa mor, lasă că îi lăs pe copiii mei, ei dau, ei fac, preot, păi da seama, cum poți muri așa? Păi moartele, nu poate să moară cineva așa, dar știu cum, știți cum a murit toți Sfinții lui Dumnezeu și tata? A spus, tată bun, primește-mă la tine, tată bun. Pentru că el s-a întâlnit cu tatăl lui, cu Dumnezeu, mărire Domnului în veci, și a plecat liniștit din lumea asta. Așa pleacă toți Sfinții lui Dumnezeu, pentru că ei merg la cel cu care s-au întâlnit. La cel în care au crezut, cel care i-a iertat, ușa prin care au intrat. Ei nu intră după moarte, ei au intrat înainte de moarte. Cei care au crezut sunt mântuiți și cei care sunt mântuiți sunt și proslăviți. Acolo în cartea lui Dumnezeu numele nostru este scris, dacă e scris, dacă nu, mă rog, sângele lui Iisus Hristos, puterea Evangheliei și Duhul Sfânt să se atingă de orice ființă în această seară și să scrie numele cartea vieții. Aleluia! Aleluia lui Dumnezeu! Aleluia lui Hristos! Că Pavel a spus în 2 Corinteni, capitolul 5, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, ce se întâmplă? Vom vedea ce a fi, Dumnezeu știe. Avem, nu vom avea. Avem o casă, o clădire în cer de la Dumnezeu. Nu-i făcută de mâini, care intra vremelnicia, e veșnică. Mergem pe versete major, nu mai trebuie să le căutați. Dumnezeu ne-a făcut pentru aceasta și ne-a dat în schimb arvuna Duhului. De aceea, a spus Apostolul Pavel, noi suntem întotdeauna plini de încredere. Șoc în biserică, poate nu. Și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta sau cortul acesta. De ce? Ca să mergem în cimitir? Nu. Dar de ce? Ca să fim acasă la Domnul. Și toți creștinii din Bistrița Musai, că trebuie să spun acum alături de mine, fără să mă impun, trăiască Domnul, amin. Trăiască Domnul, amin. Știți ce înseamnă oglinda asta? Eu știu unde mă duc și unde voi fi. Văd o mare transformare în Bistrița în seara aceasta. Puterea Evangheliei este aici să schimbe vieți. Glorie Domnului, aleluia! Glorie Domnului, aleluia! Așa că nu te baza pe nimeni, bazează-te pe harul lui Dumnezeu, bazează-te pe adevărul în care crezi și bazează-te pe credința personală din inima ta. Domnul să te ajute! Succes înainte! 3. Și acum chiar închei. Alegerea de a intra pe poarta asta și pe calea asta îngustă, care e singura posibilitate care duce în cer, atrage după sine și câteva sau mai multe suferințe. Adică deodată are un preț
persoana care intră de plătit. Sigur că eu mi-aș fi putut propune să predic o evanghelie populară, dar mă gândesc că popularitatea unei evanghelii s-ar putea să nu fie evanghelia adevărată. Și deodată un om care a crezut într-o evanghelie foarte ușoară să cadă direct în groapa aceea, în hăul anumit Pierzare Iad. Și eu nu vreau asta, pentru că Dumnezeu în care cred eu nu vrea asta, ci vrea și eu și dumneavoastră să ajungem în cer și când facem o alegere să o facem clară și să știm exact ce alegem. Și atunci risc în această seară ca din fiecare dată să zdrobesc popularitatea predicii mele, dar să las adevărul lui Hristos în picioare. Amin? Popularitatea îți poate atrage o mulțime de oameni în preajma ta. Dar Dumnezeu nu vrea să vină oameni în preajma mea. Dumnezeu vrea să vină oameni în preajma Lui. Și să urmeze pe Iisus Hristos. Spuneți amin? Așa că eu îmi trag foarte des, ca să nu intri un pericol foarte mare numit mândria, îmi trag preșul de sub picioare, ca să pic eu în cap și să rămână Hristos întotdeauna strălucitor. Mărire Domnului! Pentru mine fiecare cădere înseamnă o trezire spirituală și mă uit de jos la Iisus și spun: Iisuse, Tu ești minunat, glorie Ție pentru seara asta. Aleluia! Aleluia! Că dacă nu ți-l tragi, s-ar putea să-l vezi pe Iisus de sus în jos și asta înseamnă un pericol și pentru tine și pentru cei care te ascultă, că Evanghelia nu mai e completă. Care e prețul? Prețul are două laturi. Prima fațetă, niciuna din prețurile astea niciunul e frumos, da? Trebuie să-l plătim. Primul este că atunci când alegi să intri pe poarta asta, în mod personal, nu mai poți să târăși vechea viață după tine acolo. Aici este nepopularitate. Că sunt omul, asta e caracteristica, că am zis că nu vorbesc despre ea, a porții largi și a căii late. Spune, băi, aici poți să întorci cu buldozerul pe calea asta. Nu trebuie să renunți la nimic, ba mai mult, cei de pe calea lată îți mai dau și idei să te prostești. Numai că și poarta strântă și calea îngustă aduce un preț. Și spune, dacă vrei să mă urmezi, cine vrea să mă urmeze pe mine, trebuie să se lepede de sine, să-și ia sinele său, să-și la zvârle afară, cu toate iubirile lui și cu toate nenorocirile și cu toată lumea lui. Trebuie să renunțe să mai iubească lumea cu tot ce înseamnă ea și de data asta el trebuie să aleagă persoana asta care vrea poarta și viața și cerul să aibă o singură iubire pentru tot restul vieții lui și pentru veșnicia lui. Și această singură iubire este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și semenii, adică oamenii care sunt în preajma lui. Sunteți gata să plătiți prețos? Glorie Domnului în veci! Știu că a fost predicat un Hristos și un Dumnezeu care le suportă pe toate, care o legitima divorț. Și eu zic, bă, voi, nu mă înțeleg, Doamne, lasă-vă că eu găsi pe altcineva. Dincolo legitima și asta. Bă, spun, e bolnav, de-aia e așa. Bă, hai că și noi suntem îngăduitori și Dumnezeu să-i căsătorim așa cum sunt bărbat cu bărbat. În nebunia asta de peisaj, aproape totul se acceptă. Și aproape majoritatea cred că se duc și în rai așa. Opriți-vă, oameni, bă. Ascultați-mă. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 16, că a fost un pericol când l-au gândit, l-au proclamat, l-au trăit pe un Hristos într-un mod greșit. Există acest pericol. Așa că, de acum încolo, din seara asta, zic, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Domnul prin Duhul Sfânt să se atingă de noi. Unde a fost schimbarea? Aici, versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, spuneți că știți Biblia, este o făptură nouă. Dumnezeu să se atingă de toate făpturile care sunt aici și să ne facă în așa fel încât să ne înnoiască mințile și inimile noastre. Aceasta ar fi o naștere din nou pe care o poate face Duhul Sfânt și Evanghelia în această seară. Spunem toată biserica, amin. Cele vechi s-au dus, toate s-au făcut noi. Doamne, atinge-te de întreaga adunare. Deodată noi nu mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii și tot ce este vechi se duce, totul se transformă, se face nou și noi putem să spunem această seară: Doamne, Tu ne-ai făcut o făptură nouă. Și Cel care ne iartă de toate cele care sunt în trecut, care lovesc în Dumnezeu și în Biblie, este sângele lui Iisus Hristos, care are putere să curățească orice păcat. Din toată inima, glorie Domnului! Când mă uit în Apocalipsa și văd o mulțime care nu poate număra nimeni, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, că au ajuns acasă, în cerul Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu le-a pregătit locul, cum am predicat în seara asta, unul întreabă, de unde vin ăștia?
Din Bistrița. Ce e în Bistrița? Necaz mare. De unde vine ăștia? Din Beclean. Ce e în Beclean? E mai bine. E necaz foarte mare. De unde vine ăștia? Din Africa, din Europa. Necaz mare. Dar cum au ajuns aici? Păi cum au ajuns aici? Și mai ales întreb cum au hainele albe toți. Și spune, păi nu, nu le-a fost greu. De ce? Au avut o singură posibilitate să și le spele. Unde? Ei și le-au spălat și le-au albit. Unde? În sângele mielului. Iar mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii în Bistrița în această seară este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Ascultați, oameni buni, cele vechi nu se duc că ne jurăm la cutare și dincolo că facem, că ne luptăm. Zic, gata, eu de azi nu mai pun mâna pe asta, eu de azi nu mai fac asta, eu de azi mă schimb. Câți n-ați falimentat cu de astăzi? Exact ca și la mâncare. De azi nu mai. Mâine, poi mâine, iar m-am căzut, dar iar mă întorc. Așa e în orice zonă a vieții. N-avem putere. Dar cel care face tot vechiul să se ducă nu este hotărârea mea, doar ea singură. Și cel care tot vechiul face să se ducă și ne dezleagă de toate vicele și păcatele este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și sângele lui are putere să spale orice păcat. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi. Bă, ce se întâmplă? De ce nu mai gândești așa? Iisus Hristos ne-a înnoit mintea. Amin. Bă, de ce nu mai mergi în anturajul ăla? Dumnezeu ne-a dat un anturaj nou. Unde te duci? La biserică. De ce nu mai faci asta? Pentru că eu am întâlnit un Hristos nou. Și ce a făcut Hristosul nou? Mi-a lipit o etichetă pe frunte, de azi nu mai sunt ortodox, sunt pentecostal nou. Ce a făcut Hristosul pentru tine nou? Hristosul nou ne-a dus o viață nouă. Și cele vechi s-au dus și toate sunt noite în viața mea. De la balcon și până aici în față la cor. Din toată inima, trăiască Domnul în veci. Trăiască Domn, Dumnezeu să înnoiască Bistrița. Dumnezeu să înnoiască Becleanul. Dumnezeu să înnoiască România și cele vechi să se ducă. Și acum am uit, dar sunteți bucuroși să se ducă toate cele vechi? Sunteți sau nu? Văd mari îndoiele aici și eu am câteodată. Cineva spunea într-o imagine, era arătată, că un om vrea să meargă în rai și era prins de un lanț. Când te uitai la lanțul ăla, spunea că e legat de lanț și era poarta să intre în rai. Dar el se ținea de lanț. Și spunea, Doamne, eu aș vrea să ajung în rai, Doamne, aș vrea să mă salvez, Doamne, ajută-mă, Doamne, fă ceva să ajungă. Și Domnul îi spune, lasă-te de lanț. Doamne, de eu nu pot să mă las de lanț, lasă-te de lanț. Doamne, fă ceva, lasă-te de lanț și intră. Ei, uneori spun oameni, eu m-aș pocăi, dar nu știu dacă pot să țin. Dar nu trebuie să ții, trebuie să te lași. Amin? Până acum te-ai ținut. Acum trebuie să te lași. Și să se ducă cele vechi și eu spun din toată inima, ducă-se pentru totdeauna. Să se ducă minciuna, să se ducă invidia, să se ducă bârfa, să se ducă curvia, să se ducă pornografia, să se ducă alcoolul, ca ți-au auzit ce e aici, să se ducă țigara, să se ducă duplicitatea, să se ducă fariseismul, să se ducă religiile toate pe apa sâmbetei, seara, 12 martie și să rămână în picioare Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și o viață nouă în El. Spunem toată adunarea, amin? Glorie Domnului! Mai văd pe unii, bă, lasă-te de lanț, da, dar eu vreau, bă, lasă-te de lanț. Păi știi, dar eu cum să plătesc prețul ăsta? Păi oameni buni, știți, câteodată eu sunt șocat, așa sunt eu mai șocat câteodată. Păi zic, trebuie să plătesc prețul, trebuie să mă las de asta, dar aia e frumoasă? Păi nu e frumoasă deloc, că veneam cu un prieten pe mașină de la evanghelizare și a văzut pe unul, mergea așa pe trei cărări acasă. Și ca unul care a fost în zona aia, e și aici în seara asta, Domnul să-l binecuvânteze, da, toate s-au făcut noi, aleluia. Și a spus, să vezi ce durere de cap îl ia el toată noaptea pe asta. Eu care n-am trăit acolo, îl cred. Și să vezi ce urmează, mă. O durere de cap, pe lângă că abia ajungea acasă, o să aibă parte de durere de cap cumplită. Și am zis, Doamne, nici pentru durerea de cap nu vreau să beau vreodată. Dar pe că ea mă poate duce în iad. Și deodată când spun, trebuie să renunț la asta, dar la ce trebuie să renunț? Clar, la ce? Păi nu mai pot divorța, dar asta e o catastrofă, să nu mai poți divorța? Păi trăiască Domnul, să nu mai divorțeze nimeni. Ca să aibă copiii tăi, mamă și tată, și să aibă toată familia, cer și rai și Dumnezeu. Spune-mi amin? Eu stranșam, nu știu pe câți am zdrobit în seara asta. Dar mă rog Dumnezeu să ne mântuiască pe toți, ca asta nu mai contează. Cele vechi s-au dus. Păi da, mie îmi place să mai dau câte o minciune. Dar ce minciune așa de grozavă? Păi cum nu-i grozavă? Că mă ajut să mă descurc. Dar nu tot ea te-aș încurca după, mai târziu? Ba da! Și atunci de fiecare dată, bă, dacă spuneam adevărul, atunci era bine. Dar nu l-ai spus. Ei, din această seară să se ducă minciuna și să ia locul minciunii adevărului, aleluia. Glorie Domnului! Eu sunt violent în familie, să se ducă violența și să vină pacea. Pentru că Domnul împărăției este numit și Domnul păcii. Din toată inima spune în Bistrița, aleluia lui Dumnezeu. Vă mai întreb încă o dată, vreți să se ducă toate cele vechi? Aleluia! Amin!
Doamne, dar ce rămâne? Ce-i nou? Nou înseamnă pace. Sunteți de acord cu pace? Nou înseamnă bucurie. Vreți bucurie? Nou înseamnă dragoste. Sunteți de acord? Nou înseamnă bunătate. Sunteți de acord? Nou înseamnă înfrânarea poftelor. Sunteți de acord? Să aveți un soț înfrânat. Spuneți toate soțiile, aleluia acum. Dați soții, sunteți de acord, soțiile să fie înfrânate? Cum să nu? Mai ales în zona vorbirii. Amin. Mergem mai departe. Și sunt 9 daruri care arată lumea nouă a lui Dumnezeu. Și mai presus de asta, Dumnezeu ne dă raiul lui Dumnezeu. Să se ducă, vă întreb în bisița, toate cele vechi. Sunteți gata să te plătiți prețul renunțării și să începeți o viață nouă? Glorie Domnului! Aleluia! Glorie Domnului! Sunteți de acord să se ducă lăcomia? Că erați uit pe asta. Slab, amin, dar nu sunt mulți bogați. Dar nu bogații numai trebuie să spunem amin. Toți care iubiți presupusa bogăție, Dumnezeu să ne elibereze. Că este un personaj în Biblie care de asta n-a putut să scape și s-a aruncat în cap în iad. Numele lui este tânărul bogat. Nici nu mă știu cum îl cheamă. Era și tânăr și bogat. Dar a spus de dragul bogăției, a spus, Doamne, nu mă pot dezlega de asta. Și n-a vrut și a pierdut. Dar Zacheu s-a ridicat și a zis, Iisus nu i-a spus nimic. Și a zis, eu sunt la evanghelizare și ce vrei să faci? Doamne, mă ridic în picioare. Faci chemare, frate Gabi, nu, cineva ne-a trimis un mesaj, frate Gabi, faci chemare în seara asta, dar nu știu ce să fac. Dar ăsta, Iisus n-a făcut chemare, e drept asta. Frate, de aia n-a făcut chemare, El și-a făcut chemare. El s-a ridicat în picioare și a zis, oameni buni, Doamne Iisuse, jumătate din averea mea o dau săracilor. Există ceva putred și vechi în mintea mea și în viața mea, eu vreau să mă dezleg. Jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăsit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Și ce a zis Iisus atunci? Spuneți dumneavoastră. Azi a intrat o nouă religie în casa asta. Nu. Azi a intrat mântuirea în casa aceasta. Că și el este un fiul de al lui Avram. Glorie Domnului! Care-i prețul? Renunță la tot ce e vechi. Și eu zic să renunți repede, nu te gândi 5 secunde, că e mult deja. Renunță repede. Doamne, tot ce e vechi în mine să se ducă, așa cum era cântarea, Doamne, fă ca tot ce e vechi să moară, iar eu să fac exact ce Tu dorești. Aleluia! Și Domnul dorește să te mântuiești în seara asta. Slăvit să fie Domnul! Și închei spunând că cea a doua latură, adică nu, latura cealaltă a prețului, este prigonirea. Ce să fac? Trebuie să predic și asta. În Ioan, în capitolul 15, Iisus Hristos vorbea așa. Voi ați fost într-un spațiu neutru, că așa am început predica în seara. Dar ați intrat pe poartă. Dacă rămâneați unde ați fost, nicio problemă n-aveți. Dar și iadul vă păște. Dar dacă ați intrat pe poartă, ascultați, dacă ați fi din lume, din spațiul ăsta, lumea ar iubi ce este al ei. Dar voi ați intrat pe poartă. Și ce se întâmplă? Pentru că nu mai sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, trăiască Domnul, de aceea o să se întâmple ceva. Ce? Ce scrie aici? Lumea ce va face? Lumea vă va urâ. Succes, fiți tari. Domnișoarele, doamnele, o să urmezi un război cumplit. Lumea toată se va întoarce împotriva dumneavoastră. Care lume, predicatore? Lumea dumitale. Și-a mea. Sistemul lumii astea păgân, în care minciuna era regină, nu? Și corupția era rege. Într-o lume în care toate nebuniile sunt ridicate la scară de drept al omului, tu când ai intrat în lumea lui Dumnezeu, și te-ai scuturat de țărâna și putreziciunea și mocir la lumii aceștia. Lumea ta spune, pleacă dintre noi. Tu nu mai joci la dublu? Tu nu mai vii cu noi în seara asta unde am fost și alte seri? Știi ceva? Aseară cele vechi s-au dus. Toate s-au făcut noi. Iisus Hristos este Domnul vieții mele. Păi tu nu vii la o aventură? Eu îmi iubesc soția. Cum? Tu ai nebunit. Am fost nebun până aseară. Aseară cineva mi-a înnoit mintea. Cine? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ce fac la ora asta? Mă duc acasă. Am o oră de rugăciune cu familia. Poate tu ești picat. Dumneata, Doamnă, tu mă duc cu soțul, mă rog seara asta. Șef, cum vă rugați? Păi știu că la biserică, odată pe an e rugăciune. Mă duc, mă prind cu soția de mână și cu prunci și începem să ne rugăm, tot sperând. Și plângem uneori. Alteori suntem strălucitori și veseli.
Zâmbim uneori când copiii cei mărunți se roagă așa foarte încălcit. Și încep să râzi. Dar nu există în inima ta mai mare bucurie decât aia. Și aseară eu am dat cu piciorul la tot ce-i vechi și a venit o transformare peste mine. Nu știu cum să-ți explic. A venit o putere în mintea mea și în viața mea. A fost un predicator care a transpirat o oră și ceva, dar am văzut puterea Evangheliei acolo în biserică. Și mi-a tăiat inima și mintea și calea. Și am hotărât să pornesc pe drumul lui. Iartă-mă, te rog. Îi vine să te scuipe. Aruncă cuvinte de ocară în dreptul tău. Dar ce contează? Eu de aseară sunt în mâna Marelui Stăpân. Aleluia! Aduceți-vă aminte de vorba pe care vă spun, spunea Hristos. Robul, mântuitul, mântuita, nu este mai mare decât Stăpânul Său. Dacă m-au prigănuit pe mine, care sunt Fiul lui Dumnezeu, care n-aveam niciun păcat, care n-aveam ce să las, care dintr-o mișcare puteam nenoroci și zvântura pe toți în prăpăt și în praf, dacă s-au atins de mine, dacă m-au scuipat pe mine, dacă o să mă pălmuiască pe mine, dacă o să mă respingă pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Și pe voi vă vor urâ. Capitolul 16, versetul 1, mai jos. V-am spus aceste lucruri, spunea Hristos, vi le spun și eu în seara asta cu frică de Domnul, pentru că ele să nu fie pentru voi, prietenii mei iubiți în seara aceasta, să nu fie pentru voi un prilej de cădere și când o să vă respingă anturajul, să nu renunțați la Iisus, să rămâneți în picioare de dragul lui până în cer la El. S-a mântuit un beclean, un vecin de acolo de al nostru, un om care l-am văzut în fabrică în Beclean, un om important, dar cunoscut important, am zis în zona că era cunoscut în oraș și era foarte liniștit. Niciodată n-am bănuit nimic ce e în inima lui. Dar a venit la biserică, la noi, în Beclean, și au ieșit tinerii în față să cânte. A fost ca și Zacheu, fără chemare. S-a ridicat de acolo, de pe bancă, eram la amvon. A venit pe coloar și s-a băgat între tineri, foarte ciudat, că dumnealui are vreo 54 de ani, cred. A venit și s-a băgat între tineri. S-a uitat la ei și unde era afișată cântarea și a început să cânte. Mișca buzele. A spus la sfârșit, domnul Gabi, domnul Costel, am simțit așa o atragere de Dumnezeu și o putere. Nu am mai putut sta pe banc. Dacă am greșit, iertați-mă. Dacă am strigat imaginea, a vrut să meargă să-și ceară iertare tinerilor, vă rog să mă iertați, dar m-a atins ceva în seara aceasta și am vrut să mă duc la Domnul. Am făcut rău, ați făcut bine. Au trecut vreo 4 zile și veneam obosit de undeva de la evangelizare și l-am văzut pe Domnul, nu îi zic numele, că nu vreau să-i creez niște probleme în plus. L-am văzut că vine spre mine și mi se întâmplă și mie, eram atât de istovit că am zis, dacă el vrea să vorbească dumnealui, cum eu nu mai am putere să vorbesc. Stovit de evanghelizări. Și am zis, mă fac că mă duc cu mașina tot înainte, deși eu trebuia să iau la stânga, să mă întâlnesc cu el. Și mă duc cu mașina înainte și el îmi face cu mâna și zice, opriți, opriți! Și am zis, de ce m-am temut, n-am scăpat. Am coborât din mașina și mi-a zis, frate Gabi, că acum eram frați, soția vrea să divorțeze de mine. După 40 de ani de căsnicie. Mi-a zis că am dat cu piciorul în tot și crede-mă, e în stare să o facă, că este o fire și un caracter puternic. Nu mai pot să vin la biserică. Plâng în fiecare seară. Frate Gabi, ce să fac? Și am zis, frate, acolo unde ești, dacă nu poți veni la biserică, iubește-L pe Iisus. Rămâi în mâna Lui. Orice s-ar întâmpla, să nu te lași de Iisus niciodată. Dar spun un lucru. Dumnezeu care te-a dus de pe bancă până în față se poate atinge și de soția dumitale și de fica dumitale și poate face o minune complet. Trăiască Domnul în veci. În timp ce predic eu aici la dumneavoastră în biserică, că El mai suferă pentru Hristos prigoniri. Vă spun aceste lucruri pentru ca să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru că atunci când le va veni ceas să se împlinească,
să vă aduceți aminte de ele. Pentru toți care să fiți prigoniți, Dumnezeu să vă întărească și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vreau să fac o scurtă rugăciune acum. Haideți să stăm ridicați în picioare.